Cam toate hinuțele deja sunt mari, fiindcă diferența 7 kg se observă foarte bine. Eu, de fapt, mi le-am dat deoparte. O parte din haine deja le-am și dăruit acum când am fost la sărbătorii la mine în sat. Și așa, chiar cu bucurie, mă despărțeam de ele. Undeva stătea un gând, dar dacă voi mai avea nevoie, dar mi-am interzis să mă gândesc la așa ceva. Uitați-vă, costumașul ăsta este, de fapt, acela care eu la Revelion, la care tindeam, ziceam că dacă eu ajung să cumva să pot să-l închei, vedeți că nasturi abia i-am încheiat, el încă îmi stă foarte... Mai este un pic, dar oricum eu l-am încheiat și eu vroiam foarte mult să ajung la acest costum. Deja am ajuns, dar oricum, ca să nu stea așa urât, aici trebuie oricum de mai slăbit, oricum pentru proiectul meu mai am încă 2 luni și încă 3,5 kg. Sper că o să reușesc. Rochița aceasta, eu am procurat-o când, iarăși, mi-a plăcut foarte mult, dar cu speranță că cândva eu o să pot, îmbrăca. Dacă să vă demonstrez, acum eu iarăși nu puteam, mă gândeam că poate cumva nasturii se schimb, dar am zis că o las așa până îi ajunge rândul. Și uitați-vă că am ajuns și chiar și mi-e largă. Este o rochiță din sezonul de anul trecut, de astă vară. Eu o încheiam cu... Am găsit aici chiar și un moment ca să pot să vă demonstrez. Ultima dată cred că nici n-am putut să o închei, că aici chiar și m-a plesnit. Și acum când am scos-o din garderobă, că îmi place foarte mult, este din stof foarte faină. Și când am măsurat, în vara aceasta nu mai pot îmbrăca, că deja iată aici, tot îmblă, doar că atât că să merg la o specialist ca să poată să mă prefacă. Nu vreau până ce să-mi schimb garderoba, fiindcă eu vreau să ajung la final și atunci când ajung cu -10, merg și îmi fac un shopping așa pe cinste. Dacă să luăm la general perioada, da, acum la 3 luni de zile, eu mă mândresc cu acest rezultat, fiindcă atunci când mi s-a propus să particip în proiect, nicicum nu venea să cred că eu chiar... În 3 luni de zile, da, este real, chiar eu mă gândeam că poate vreo 2-3 kg, dar nicicum că o să ajung la 7 kg. Acum când am ajuns la 7, parcă îmi pare rău că puteam mai mult. Este o sărbătoare care este o dată în an și mi-am făcut și așa și plăcerele mele. Bine, că nu am făcut abuz de nimic și important este că eu nu am adăugat și important este că eu totuși am dat jos, dar mai puțin decât trebuia să fie. Asta seara am avut un spectacol și printre public erau cunoștințe care nu m-au mai văzut de foarte mult timp, da. Și am avut foarte multe complimente și chiar am dat și numărul de telefon de la Shaping MD. Sper că Shaping MD să aibă mai mulți clienți.